Zeci de copii ai grădiniței cu program prelungit numărul 11 din Zalău au admirat vineri desene realizate de colegi de-ai lor din toată țara, dar și din străinătate, lucrări ce au fost trimise în cadrul concursului organizat de grădinița în cauză, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Școala Gimnazială Bălan, Asociația Fluturașii Dumbrăvilor și o școală gimnazială din Anglia. Ție îți place să desenezi? Da. Și ce desenezi tu de obicei? Topogane, leagăne, copii. Mie îmi place cel mai mult să desenez copii și leagănele. Și să mă dau pe bare. Asta este prima ediție a acestui concurs internațional și vreau să menționez faptul că domnii cu care avem parteneria din Anglia, săptămâna trecută au fost în unitatea noastră la jurizarea și evaluarea lucrărilor. Au fost plăcut impresionați de ceea ce au văzut atât în unitate cât și de lucrările care au fost primite și dânsii au participat cu numeroase lucrări de la dânsii din grădinița pe care o conduc. Aproximativ câte desene ați primit din țară și străinătate? Din peste 50 de localități din țară, atât din mediul rural cât și din mediul urban, cât și din străinătate, din Anglia. Pentru că toate lucrările i-au impresionat pe cei mici, aceștia au cântat un cântecel vesel împreună cu inspectorul școlar de specialitate, profesor Roza Mateiu, directorul grădiniței gazdă, profesor Mărioara Puie și cadrele didactice prezente la eveniment. Desenele expuse în holul instituției vor putea fi admirate de copii ai tuturor unităților de învățământ din Zalău și din județ pe tot parcursul verii. Și fiecare copil care are o lucrare aici afișată la expoziția noastră va primi diplome, atât copiii cât și cadrele care s-au ocupat de acești copii.